Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. V-a plăcut ce ați văzut până acum? Ei bine, rămâneți cu noi și pentru următoarele 50 de minute, deoarece mai avem niște reportaje foarte frumoase. Dar pe acestea le puteți urmări doar după rubrica noastră tradițională, Jurnalul Satului. Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, a declarat în cursul săptămânii că a decis să finanțeze proiectele aflate în așteptare. Este vorba despre proiectele depuse de beneficiarii publici pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, dar care, deși eligibile, au căzut sub linie pentru că s-au terminat banii pentru respectiva submăsură. Pe scurt, proiecte eligibile fără finanțare. E clar că agricultura românească și mediul rural au nevoie de o finanțare sporită, dar performanța acestui program PNDR 2020 ține foarte mult de atingerea indicatorilor prevăzuți în acest plan de dezvoltare rurală. Am luat deciziile necesare la nivel instituțional, a precizat Adrian Chesnoiu, astfel încât, din economiile rezultate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii publici, dacă nu se vor redirecționa către completarea cheltuielilor din investițiile respective, să finanțăm toate celelalte proiecte care se află în așteptare și care au fost eligibile, dar fără finanțare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe scurt APIA, va demara de la 1 iulie 2018 verificarea pe teren pentru cererile unice de plată eșantionate la control. Schema de plată unică pe suprafață presupune acordarea unei plăți unice pe și, atenție vă rugăm, pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producție. Deci, plata în cadrul SAPS se acordă numai pentru hectarele eligibile. Dar ce este hectarul eligibil? Orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă. Orice suprafață agricolă care a dat dreptul la plăți în 2008, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață și care, pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este împădurită în temeiul articolului 22 din Regulamentul Uniunii Europene, numărul 1305/2013, sau în temeiul unei scheme naționale, ale cărei condiții respectă dispozițiile articolului 22 din Regulamentul European 1305/2013. Suprafețele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiția hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale. Terenurile care nu au făcut parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată. În cazul în care fermierul decide scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe de teren, are obligația de a notifica APIA privind modificarea cererii unice de plată prin retragerea acestei suprafețe. De reținut că nu se acordă plăți directe pentru suprafața care depășește dimensiunea eligibilă a blocului fizic. La sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia festivalului Lubeniței, ediția a doua, a avut loc la stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipul Dăbuleni, simpozionul cu tema Soluții tehnologice privind cultura pepenilor verzi pe solurile nisipoase. Era într-adevăr nevoie de o astfel de manifestare pentru a scoate în evidență importanța Lubeniței pentru fermierii din zonă și totodată recunoștința acestora față de această cultură care le-a adus un renume în țară. Ei sunt foarte muncitori și respectă foarte bine tehnologiile. Într-adevăr, fac performanță. Cel puțin cei care au ieșit primii cu pepeni realizează producții performante și la o dată la care în nicio zonă din țară nu se realizează producție
cu care să meargă la piață. Problema este prețul de valorificare. Oferta este mai mare decât cererea și atunci prețul scade. Cât se vinde acum, de exemplu, la 22 iunie un kilogram de pepeni? 0,50 de bani. Și vă acoperă costurile? Foarte prost. Anul ăsta nu știu dacă o scoate cheltuiala. Pentru că vorbeam înainte de interviu, vă cheltuiți cam 100 de milioane pe hectar, nu? 100 ceva de hectar ar veni. Și dacă scoatem 110, e prea mult. Dacă n-ai desfacere, cine? Punem degeaba. Deci marea problema dumneavoastră este desfacerea. Desfacerea, da. V-ați asociat? Da, ne-am asociat. Am făcut o asociație la Dăbuleni. Se numește Casa Pepenilor la Dăbuleni și așteptăm acum să vedem, să găsim contracte. Aici, într-adevăr, este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm împreună. Cercetători, fermieri, autorități. Greutățile lor sunt tematici pentru noi. Cercetătorii participanți veniți din întreaga țară au purtat un dialog constructiv cu fermierii prezenți pe teme legate de nutriția și fertilizarea pepenilor verzi, altăirea pepenilor cu robot automatizat, evoluția tehnologiilor de cultivare în zona solurilor nisipoase și controlul agenților patogeni. Au susținut prezentări doctor inginer Elena Ciuciuc, inginer Mădălina Dolțu, doctor inginer Marcel Costache și academicianul Victor Lăcătuș. Scriitorul și jurnalistul Tică Bădița, colegul meu, lipsește astăzi motivat și asta pentru că face recenzia unei cărți de specialitate. O carte scrisă de Radu Antohe și Leonard Stafie. Ia să vedem despre ce este vorba. Picior de găină l-am văzut la Agraria, cel mai mare târg agricol organizat în Transilvania. Dar despre găini au vorbit cu autorii cărții Creșterea găinilor ouătoare în sistem free range, carte apărută la editura revistei Ferma și destinată celor care vor să treacă de la creșterea acestor păsări pentru nevoile gospodăriei la un nivel superior, deschis pieței și, deci, aducător de câștiguri financiare. Ați lansat astăzi o carte, Găini ouătoare în sistem free range, ghid practic de creștere. Ce înseamnă, domnule, free range? Că dacă mă duc la țară și le arăt oamenilor cartea asta, se uită să scarpină în ceafă. Ce înseamnă free range? Free range, denumirea tehnică, este următoarea. Creșterea găinilor ouătoare pe așternut permanent cu acces liber în padoc. Ceea ce înseamnă că pasărea este crescută ca în sistemul intensiv, în hală pe așternut permanent, numai că au acces liber pe toată durata vieții lor, în padoc, într-o porțiune, pe o pășune, în ierbată, unde se alocă 4 metri pătrați pe cap de pasăre, în mod obligatoriu pentru a putea obține notificarea și clarificarea de free range. În comerț o să găsiți, după cum știu telespectatorii TVR, după cum știți, sau după cum știu, o să găsească notare cu cifra 1. Pentru, conform regulamentului european, toate sistemele de creștere sunt notate 0, cu cifra 0 avem sistemul ecologic, cu cifra 1 este acest sistem de creștere în free range sau creșterea păsărilor pe așternut permanent cu acces liber în padoc, cifra 2 creștere pe așternut permanent numai în hală și cifra 3 este creșterea în baterii. E un ghid practic pe care l-am conceput și aici este meritul domnului inginer Leonard Stafie, un pasionat de altfel de a susține avicultura tradițională, avicultura într-un sistem extensiv, adică creșterea puilor de carne, dar și al găinilor ouătoare în sistem tradițional. Eu, de altfel, la fel un pasionat. Provenim din satul românesc și astăzi, dacă ne bucurăm de una din cele mai performante, să spun, componente ale zootehniei românești, avicultura intensivă, cea care este aducătoare de profit și care, să spun, susține efectiv economia națională, noi am gândit o alternativă pentru țăranul român, pentru crescătorul de la sat. Ajunge această carte în mâinile unui tânăr dintr-un sat oarecare, să zicem de la dumneavoastră de acolo din Iași.
E scrisă cartea într-un limbaj accesibil? E cu adevărat un ghid practic de creștere sau e un ghid pentru cineva care deja are niște cunoștințe în domeniu? El se adresează fermierilor de la țară care au minim 8 clase, adică știu să citească și înțeleg minimul de tehnologie. Având prima parte în care este explicată tehnologia de creștere a găinilor răutoare, atunci vor căpăta și noțiuni elementare de tehnologie. Iar în partea a doua a cărții avem partea de creștere și exploatare a păsării în acest sistem, un proiect pus în practică la Neamț, Bălușești, Neamț, pe 1000 de găini răutoare. Și în momentul în care ia această carte și citește prima parte, urmărește și efectivul și tot ce se întâmplă în efectiv și lucrările care trebuie făcute, plus parte de legislație, parte de boli, parte de alimentație, pentru că știința creșterii păsărilor și în general zootehnia este o întreagă știință, pentru că noi ca ingineri zootehnici trebuie să adaptăm organismul viu și utilizăm echipamente mecanice și automatizate și echipamente informatizate în creșterea animalilor și atunci trebuie să avem noțiuni și cunoștințe din toate domeniile, inclusiv de partea veterinară, fără a substitui medicul veterinar, bineînțeles. Spuneți-mi, că sunteți medic veterinar, ce control al DSVSA-ului poate exista pe astfel de activitate? Noi de unde să știm cu ce își hrănesc găinile? Nu. Există un control din punct de vedere când se autorizează. De exemplu, ei, în momentul în care tu, ca antreprenor sau ca inițiator a unui astfel de demers, te adresezi pieței, trebuie să te supui legislației. Categorică, autoritatea competentă este Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, dar în speță Direcția Sanitar-Veterinară în județul respectiv, care îi dă autorizația și avizează acest proiect din punct de vedere al investiției și al măsurilor de bunăstare și de siguranță și securitate alimentară. Adică nu e de glumă cu acest concept. Bun, apoi se urmăresc nutrienții din compoziția nutrețului, adică se fac probe de laborator, se fac probe de analiză. Nu se dă așa că ai dat tu mâncarea, doar materia primă este un beneficiu ca fermierul țăranul care îl poate, să spun, valorifica, având o suprafață de teren minimă și își produce el porumbul. Dar, repet, în urma unei analize la porumb, dacă e corect, e bun, dacă nu conține micotoxine sau alte, să spun, boli ale porumbului. Deci lucrurile sunt urmărite, deci să știți că nu este nimic aleatoriu și lăsat la voia întâmplării. Un ordin al Ministrului Sănătății, emis în 4 februarie 2014, reglementează distanța dintre ferme și zona locuită. Ordinul i-a pus în încurcătură, de exemplu, pe unii dintre crescătorii de păsări, fiindcă i-a obligat să-și desfășoare activitatea în extravilan. Cum stați cu lupta asta potriva acelui ordin? Există vreo șansă să mai fie reglementat, să mai fie modificat sau rămân lucrurile așa și asta este? Da, din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, aceștia au făcut toate demersurile necesare și au transmis punctul de vedere al asociațiilor și a crescătorilor de animale, numai de păsări, pentru că toți suntem influențați de acest ordin. Și noi considerăm că este și un motiv pentru care nu s-au dezvoltat micile și mijlociile gospodării în intravilanul la sat, pentru că în momentul în care dorești să faci pentru 1000 de găini răutoare un nou adăpost, înseamnă o investiție extraordinar de mare. De fapt, investiția e în adăpost, nu în echipamente. Și acum mingea este aruncată la fileu la cei de la Ministerul Sănătății. Noi avem promisiuni și așteptăm să vedem până la urmă cum va ieși acest ordin. Promisiuni din partea cui? Promisiuni din partea Ministerului Agriculturii. Care a zis că și-a făcut treaba și mingea la Ministerul Sănătății. Aveți un dialog cu Ministerul Sănătății? Din ce au vorbit colegii noștri, am fost cam un dialog al surzilor, dar până nu apare ordinul, deocamdată nu știm nimica. În țara asta se modifică coduri penale, civile, fiscale, cu implicații foarte serioase și nu poate fi modificat un biet ordin de ministru care reglementează distanța între o fermă și o casă. După cum se pare, noi am scris la revista Ferma de 4 ani de zile și Asociația Crescători de Păsări și cei de la Uniunea Cooperativelor și cei de la Federația ProAgro și multe alte asociații, tot tragem semnale de alarmă și spunem că dacă vrem să nu depopulăm satul românesc, vrem să dezvoltăm pătura de mijloc și mijlocie din satul rural, vrem să avem tineri care să fie în satul rural, vrem să avem zootehnie performantă. Acest lucru nu poți să-l faci ducându-te la 3 km de ultima casă, unde nu ai infrastructură. Noi am spus, eu ca zootehnic spun, ok, mă duc și la 10 km. Unde am posibilitatea, mă duc. Dacă am curent, cel puțin curent și un drum de acces, nu ar fi o problemă. Dar trebuie subliniat că zootehnia în România a fost în intravilan de 2000 de ani. Noi am crescut, uitați-vă la Poiana Sibiului, au oile intravilan. Pe timp de iarnă stau cu oile intravilan, nu stau la 3 km de ultima casă.
Și acum, iar în Europa, dacă mergeți în Germania, am văzut ferme cu 200 de capete de vaci care sunt în mijlocul satului vis-a-vis de biserică și consiliul local. Sau în Austria avem pensiunea deasupra adăpostului de vaci și din contra, când vine în austriacul în pensiune, spune da, este miroasa ecologic, miroasa bani și în regulă, numai la noi în România. Într-adevăr, în orașele mari, în zonele rezidențiale unde s-au construit pe suprafețe mici și s-au dezvoltat cartiere, într-adevăr, nu are ce căuta zootehnia. Dar la 20 de kilometri din oraș mare, unde sunt numai case, efectiv, și au 5.000-10.000 de metri pătrați în jurul casei, nu putem să facem zootehnie. Eu țin minte la bunica la țară, unde avea 4.000 de metri pătrați, avea peste 200 de orătănii în curte, plus 3 vaci, plus 2 cai, plus câini. Păi dacă începem să numărăm, ce facem? Unde ajungem? Acestea fiind zise de cei doi coautori ai cărții Creșterea găinilor ouătoare în sistem free-range, nu mai rămâne decât să spun și eu atât. Ar fi minunat dacă o afacere de succes în domeniul agricol ar depinde numai de cititul unei cărți de specialitate. Cosmin, ai terminat reportajele de la Iași? Nu, mai avem. Nu pot să cred. Mai sunt trei reportaje. Eu zic că nu-ți povestesc acum despre toate, îți povestesc de cel pe care îl vedem astăzi, un tânăr de 25 de ani. A înființat o plantație nouă de viță de vie în localitatea Strunga. Cred că pentru mulți rezonează într-un fel cu melodia trupei Phoenix. O afacere la început, interesant de văzut. Bun, atunci să bem un pahar de vin de la Strunga pe ritmurile melodiei trandafir de la Moldova. Să știi că chiar de acolo pleacă melodia. Domnul Stregariu, vreau să știu de unde începe povestea asta care se desfășoară în spatele nostru. Povestea a început în urmă cu 15 ani, când copil fiind, mergeam și îmi petreceam vacanțele de vară la bunici. Provin dintr-o familie de viticultori, atât bunicul cât și străbunicul au fost viticultori și oarecum m-au luat după ei, m-a luat bunicul după el să învăț meserile, să-i dau o mână de ajutor la câmp și practic de acolo am început să-mi proiectez oarecum ce aveți de gând să faceți în viață. Ce aș avea de gând să fac pe viitor. Era o opțiune lăsată. E de spus că dacă vorbim acum 15 ani, acum dumneavoastră aveți 25 de ani. Da, noi vorbim practic după Revoluție la câțiva ani buni și îmi spuneați că practic ați copilărit pe dealurile astea. Da, am copilărit pe dealurile astea. Când eram mic, familia, pentru a mă responsabiliza, mă trimitea să supraveghez oamenii la activitățile câmpului, livadă și așa mai departe. Deci, practic, dumneavoastră ați început să plantați, mă refer aici a plantații noi, undeva acum 4-5 ani? Da, a început dintr-un vis, între două seminarii de drept civil, drept penal, fugeam de la facultate, mă duceam la Apia, mai făceam o schiță cadastrală, mai proiectam un rând de vie, să vedem ce mai schimbăm la documente și toate treburile astea. A fost foarte greu la început, am avut foarte multe probleme, inclusiv cu băncile. Fiind tânăr, este foarte greu să accesez fonduri europene, în primul rând, și să ai disponibilitate din partea băncilor. Dar, una peste alta... Da, deci, practic, ați folosit fonduri europene. Da, am folosit fonduri europene. Prin programul de reconversie și restructurare în viticultură am înființat prima plantație în 2014, o plantație de 41,6 hectare cu 5 soiuri, fetească albă, muscat otonel, chardonnay, fetească neagră și busuioacă de bohotin. Vițele au fost aduse din Verona, din Italia, de la un particular, un producător privat. Am efectuat foarte multe teste de sol înainte de a achiziționa. Că m-ați șocat așa un pic. Adică ați adus vițele fetească neagră și busuioacă de bohotin din Italia? Da, pentru că au fost trimise din România. Materialul săditor a fost trimis din România și ei aveau know-how în ceea ce privește soiul românesc în special, pentru că au mai furnizat butuși de vie în zona Cotnarului. 40 și ceva de hectare în acel proiect, cu totul, până la urmă, cât aveți dumneavoastră? Vorbim de 41,6 hectare aflate pe rod, viță de vie în anul 4.
și încă 45 de hectare plantate în primăvara anului 2017. Deci până în 90 de hectare. Până în 90 de hectare. Am dorit să avem o structură cât mai variată de soiuri, să acoperim toate soiurile locale, soiurile românești și a le reda la potențialul lor maxim. Ce mi se pare foarte important, nu peste tot unde am văzut plantații noi de viță de vie, am văzut că există această irigare prin picurare, care mă gândesc că din cauza că este dealul, cum i-a spus? Dealul Pârjolita. Pârjolita și cu dealul Calda, așa probabil că asta este motivul pentru care vedem asta aici. Da, sistemul de irigare a venit dintr-o necesitate. Și a venit dintr-o necesitate datorită faptului că în 2014, când am plantat pentru prima dată, plantând manual, am avut și un an secetos. Am avut un an secetos, fiind foarte cald în această zonă, efectiv trebuia să ajut oarecum vițele să pornească în vegetație și să aibă o pornire cât mai bună. Și în acel moment, împreună cu familia mea, am decis că ar fi necesar să ar fi mai bine să înființăm pe o anumită zonă, undeva la 30% din întreaga suprafață, să înființăm sistemul de irigație. Sunt probabil mulți tineri care se uită la emisiunea asta și au tot așa pe lângă 25 de ani și se întreabă, dar de unde o fi avut bani, că noi n-avem să facem ce am făcut. Și de-aia mă gândesc că totuși ați avut și un sprijin financiar de la părinți. Am avut oarecum un sprijin financiar, un sprijin logistic, aș putea spune, pentru că nu aveam nici flotă de tractoare, nu aveam echipamente necesare pentru a începe lucrarea, dar v-am spus și anterior, mers foarte mult la bănci, s-au închis foarte multe uși la bănci, am insistat, am ajuns să iau credite la IFN și asta a fost. Au fost momente grele și toate începuturile sunt grele. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar dacă ar fi să dau unul, cred că tineretului din ziua de astăzi, pentru că mi-ați adus în discuție acest aspect adineaur, cred că acela ar fi că ar trebui să-și cultive fiecare unicitatea lui. Și noi suntem, la urma urmei, arhitecții mentale propriul nostru destin și este doar în puterea noastră să reușim, mai devreme sau mai târziu. Vinul a fost, practic, și vița de vie a fost vehiculul care m-a purtat spre maturitate. Vinurile vor fi lansate sub numele de gamă Strunga, datorită faptului că aceste zone au o încărcătură istorică semnificativă. La Strunga a luat naștere Hora Trandafirilor de la Moldova. Era o sărbătoare în perioada campaniei, în perioada recoltării la cultura mare, la viticultură, la pomicultură. La Strunga am avut băile Strunga, am avut zone miraculoase cu ape tămăduitoare care, din păcate, astăzi nu mai sunt. Strunga are acel ceva care nu pot să-l descriu și, de asemenea... Oricum am văzut și mai devreme, pe unul din butoaie era un trandafir, apropo de... Da. Da. E clar că este un simbol. Da, este un simbol. Trandafirii de la Moldova au luat naștere aici, la Strunga. Și melodia tot aici. Și melodia și, să nu uit, poezia lui Vasile Alexandri, Strunga, recitată de Phoenix, a fost scrisă datorită faptului că pădurea de la Strunga se asemăna foarte mult cu pădurea neagră din Germania, datorită cetelor de haiduci, care stăteau, avea rol de vamă în perioada lui Vasile Alexandri. Eu vă propun să mergem și în cramă și acolo să vedem cam ce ați reușit să investiți deja și sunt convins că la 25 de ani pe care îi aveți, viitorul chiar că vă aparține. Da. Trebuie să vă întreb de fapt ce faceți acum. Am prelevat probă de fetească neagră. Un vin obținut din campania anului 2017, recolta târzie anului 2017. O cantitate mică de struguri la hectar, undeva la
3 tone de struguri la hectar, sortare în câmp, sortare în cramă, recoltarea făcută undeva pe data de 20 octombrie și de 5 luni de zile, după cum se vede, este în procesul de maturare în barică. Baricuri românești și franțuzești, noi. Un grad de prăjire mediu, mediu plus, foarte. Este o perioadă de teste în care încercăm să vedem evoluția vinurilor și care este direcția de urmat pe viitor. Vreau să vă spun că înainte de a ajunge aici, colegul nostru Florin Mindeligiu chiar ne spunea că Feteasca Neagră de la Oamenișchea este extraordinară. Da, din feedback-ul primit de la diverse persoane care au fost aici, enologi din Franța, proprietari de cramă la 5-a, 6-a generație, a fost și Master of Wine de la Londra, avem un feedback foarte bun pe toate vinurile, nu numai pe Feteasca Neagră, le vom vedea și pe celălalt în perioada următoare. Da, se simte tipicitatea soiului de Feteasca Neagră, prune uscate. Pe lângă faptul că manageriați această afacere, trebuie să spunem că am văzut o diplomă la dumneavoastră în birou acolo, sunteți da. Și membru ADAR al Asociației Degustătorilor Autorizați din România. Da, am urmat cursurile de degustător autorizat în ultimii 2 ani de zile, am absolvit examenul în luna ianuarie și de câteva luni sunt membru cu acte în regulă, să spun așa, al Asociației Degustătorilor Autorizați din România. Suntem ca o familie, este un loc unde înveți foarte multe chestii, dar în al doilea rând ai oportunitatea de a vedea celelalte vinuri de la crame din România. Ai ocazia să vezi feedback-ul privind vinurile tale și cred că asta este cel mai important. Pentru că este o legătură indisolubilă între munca care o facem noi și feedback-ul pe care trebuie să-l primim de la oameni. Oamenii care apreciază ceea ce facem noi aici. Am fost oricum și în plantație, am văzut despre ce este vorba, dar totuși vreau să vă întreb, Feteasca Neagră și alte soiuri, cum a spus dumneavoastră, eu știu că atunci când te apuci de un business, cel mai important lucru este să știi cui vinzi. Aveți în vedere piața, unde desfaceți, în țară, afară, ați făcut demersuri în sensul ăsta. Calitatea asta presupune probabil că vă veți orienta spre zona Horeca? Da, da, Horeca este zona căruia ne adresăm și urmează să lansăm vinurile în cel mai scurt timp, undeva într-o săptămână vom fi în piața de Horeca. Dar este un întreg circuit, nu este doar despre vinuri vorba, până ce ajungi să deschizi sticla de vin, sunt implicate peste 200-300 de mâini în procesul de facere, de la îngrijirea fitosanitare până la recoltarea strugurilor, culesul, campania de vinificație, care durează aproximativ 30 de zile, până la alegerea sticlei, a dopului. Trebuie să te duci să vezi toate tipurile de dop, să faci teste, să faci analize, studii comparative. Să spunea că tocmai v-ați întors din Portugalia, da, da, da. Care e de fapt cel mai mare producător de dopuri de plută din... Da, cel mai mare producător de dopuri. Am vizitat undeva la 3-4 fabrici de dopuri de plută să alegem o viață cât mai lungă pentru vinul nostru. Să aibă o viață cât mai îndelungată. Eu vă mulțumesc pentru interviu și sper că această mică afacere, pentru că nu putem spune că e una așa mare. Nu doresc să fie una grandioasă. Da. Este o afacere de familie care are rolul de a fi transmisă din generație în generație. Mulțumesc mult! Adela, în primul rând, la mulți ani, mulțumesc. Multă sănătate! Ce surpriză bucurie. Mi-ai făcut! Mulțumesc din suflet, asemenea! Fă că ești îmbrăcată în ceva alb, înseamnă că ai revenit la subiectul legat de sănătatea la sate? Sigur, pentru că sunt foarte multe probleme la sate, probleme cu care se confruntă localnicii, de exemplu, în unele localități nu au medici de familie, dar în altele au medici de familie, însă nu sunt asigurați foarte mulți. Am fost în comuna Pietrari, unde 400 de oameni nu erau asigurați. Ori la țară, medicul de familie oarecum este obligat
nu e ca la oraș. E oarecum obligat să-i vadă pe acești oameni. Nu ne spune tot acum, da? Hai să mai bine să vedem reportajul. Medicina rurală este aproape inexistentă în sistemul sanitar. Ea pare a fi în febră permanentă. Statisticile arată că numărul pacienților care revin unui doctor la nivel național este de 6 ori mai mare decât la oraș. De aceea, medicina de familie este tot mai greu de pus în practică. Clădirile sunt vechi și neigienizate în sute de localități. Multe arată jalnic, primarii lăsând de izbeliște aceste clădiri. Alții au tot amânat reabilitarea lor, dând vina pe legislație. Am cerut și noi opinia celor de la Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, deoarece drumurile ne-au purtat în acest județ pentru a afla care sunt condițiile ca un cabinet medical la țară să poată să funcționeze în condiții normale. În vederea funcționării, un cabinet medical este obligat, în primul rând, să obțină autorizația sanitară de funcționare. Aceasta se obține de la Direcția de Sănătate Publică Județeană. O echipă a DSP din compartimentul de epidemiologie se va deplasa la cabinetul respectiv, în locația respectivă, va constata cele găsite și va consemna într-un referat de evaluare dacă locația este conformă cu normele legale și astfel se va elibera autorizația sanitară, sau dacă se găsesc neconformități, se acordă un timp de maxim 30 de zile pentru remedierea acestor neconformități. Dacă cele constatate nu pot fi remediate în cele 30 de zile, se dă o notificare de respingere a autorizației sanitare. Foarte important este sala de tratamente, unde trebuie să aibă patul pentru tratament, mobilier adecvat pentru păstrarea echipamentelor sterile și pentru medicație. De asemenea, în dotare este obligatoriu aparatul de urgență. Acesta constă în medicamente ce se administrează numai în situație de urgență și trebuie tot timpul dotat complet. Și bineînțeles să nu existe medicamente expirate, adică tot timpul verificat ca acesta să fie în ordine. De fapt, care este diferența între un cabinet particular și un cabinet individual la stat, să o spunem așa, pe înțelesul tuturor? Nu există cabinet la stat. Medicul de familie își desfășoară activitatea în mod privat. Forma de organizare este cea aleasă de medicul respectiv. Poate fi cabinet medical individual sau orice formă juridică, SRL, asociație, fundație, orice altă formă de organizare. Ei nu sunt în structura statului, nu intră pe nicio grilă de salarizare, pur și simplu venitul lor este obținut din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. În comuna Pietrari, județul Vâlcea, după rezolvarea infrastructurii, se pare că a venit rândul, în sfârșit, și dispensarului medical. Are un dispensar medical uman, chiar dacă este o construcție realizată în anii 1970, cu dotările de atunci, de-a lungul timpului s-a mai făcut ceva îmbunătățiri, însă e nevoie de o revigorare. Prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, legiferat ordonanța 28 din 2013 cu modificările ulterioare, am demarat un proiect și am obținut finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru reabilitarea dispensarului și dotarea dispensarului uman de la Pietrari. Și pe acest proiect am semnat contractul de finanțare. Valoarea contractului este undeva la 1.100.000 de lei. Așa. Roni. Aproape 11 miliarde de lei vechi. Ce înseamnă de fapt pentru dumneavoastră acest proiect? Clădirea va avea instalație de încălzire centrală cu combustibil solid, se va reface instalația electrică, instalație sanitare, se vor reface de asemenea, se vor amplasa panouri solare pentru a avea tot timpul apă menajeră caldă în dispensarul uman. Și în cât timp se vor realiza toate acestea? Dacă programul se derulează bine, sigur, cel mai mult bănuiesc că vor dura procedurile de achiziție publică. Ca și lucrări, e posibil ca într-un an de zile, dacă vom avea șansa să avem un câștigător de licitație, un constructor cu putere economică și constructor bun, într-un an de zile
să se finalizeze totul. Aflată la numai 20 de kilometri de Vâlcea, comuna are o clinică în a cărei componență se găsesc două cabinete medicale cu doi medici de familie și un cabinet stomatologic. O raritate în mediul rural, am putea spune. Aici este sala de tratamente, unde își desfășoară activitatea cele două asistente medicale, cele două cabinete medicale individuale. Dar s-ar spune că în comună nu prea aveți așa mulți bolnavi. Uite, noi am nimerit într-o zi în care nu sunt pacienți. Sau suntem mai spre la sfârșitul programului? Lumea la țară vine dis de dimineață, bănuiesc. Da, la țară să știți că oamenii sunt matinali, sunt foarte matinali. Sunt mulți pensionari care sunt pacienți constanți și de dimineață își rezolvă problemele. Având de vedere că avem doi medici, sunt foarte operativi și nu stă nimeni să stea o zi la rând sau... Medicii răspund în solicitudinii cetățenilor. Da, aici este cabinetul stomatologic. Da. Unde funcționează doamna doctor Luca Felicia. Și a terminat programul astăzi, să înțeleg. Programul astăzi, sigur, și aceasta este dotarea. E aparatul el, doamnei doctor, al nostru vechi, de până în anii 70, este undeva tras pe dreapta, că nu mai poate fi funcțional. Și proiectul de reabilitare, modernizare și dotare al dispensarului, am solicitat și sume pentru dotarea cabinetului medical cu aparatură nouă. Chiar nu fi de ultimă generație, dar aproape. Și are doamna doctor pacienți? Are lumea bani să-și repare dinții? Păi, la țară? În general, totul ține de educație. Nu mai este un secret pentru nimeni că populația la sate este îmbătrânită, bolnavii ajungând la medic de cele mai multe ori în ultimul stadiu al bolii. România este țara în care medicina de familie, mai ales în mediul rural, nu e nici curativă, nici preventivă. Puțin sunt medicii care reușesc să își monitorizeze toți pacienții, iar cei care merg la ei acasă sunt excepții. Una dintre ele am întâlnit-o și noi la Pietrari. Doamna doctor, cât de greu este să profesați această meserie la țară? Cât de grele sunt condițiile comparativ cu cele de la oraș? Comparativ cu cele de la oraș sunt destul de grele, dar având în vedere zona unde ne aflăm și faptul că noi suntem situați la drumul național, nu este chiar foarte greu și noi ne-am obișnuit. Deci eu fac parte dintr-o generație mai veche, să spunem. Așa. Sunt aici de 24 de ani și s-a creat obișnuința. Și atunci nu e foarte greu. Deci să înțeleg că tinerii nu-și mai doresc să vină... Nu cred că tinerii își mai doresc prea mult să profeseze medicină la... în mediul rural. Dar dacă ar avea condiții mai bune, credeți că ar veni sau nici așa? Deci în afară de condițiile mai bune, care automat toți și le doresc, cum ni le dorim și noi, în mod sigur financiar ar trebui să fie mult mai bine plătiți. Deci să aibă, pentru că nu un cabinet de medicină de familie implică foarte multe cheltuieli la țară. Cu ce probleme vă confruntați și aici mă refer la problemele financiare? Da. Păi, în primul rând, faptul că nu avem încălzire centrală, asta e un lucru destul de complicat. În primul rând că, așa cum știe toată lumea, sunt multe probleme cu aprovizionarea cu lemn. Noi, după cum vedeți, avem sobă și ne încălzim pe lemne. Așa, lemnele costă din ce în ce mai mult și cheltuiala este mare. Deci, pentru un asemenea spațiu, așa, în jur de, să zic, în fiecare an, în jur de 60-70 de milioane, noi îi cheltuim numai pe lemn. 60-70 de milioane, milioane, să înțeleg, banii da, vechi. Da, 6.000-7.000 de roni. Da, într-adevăr, da. Foarte mult. Și restul cheltuielilor. Apă, canalizare, na, telefon, internet, dar na, cu astea ne-am obișnuit pentru că automat e obligatoriu să le ai. Deci, din venitul unui cabinet de medicină de familie, niciun caz, nu, medicul nu rămâne cu niște sume
care s-au tot vehiculat, nici vorbă de așa. Plus ai personalul. Deci asistenta, contabil, îngrijitorul de curățenie, tot noi le în plătim. Care este venitul? Că tot ați adus vorba. Deci venitul, da, venitul unui cabinet. Să zic, eu mă refer la cabinetul meu, că acum da, nu... Da. Așa, la o medie de 1500 de persoane asigurate, da. Așa, este undeva între 13.000, 12-13.000 de roni, așa, din care îți faci toate cheltuielile, începând cu personalul și până la cheltuielile administrative. Este important de menționat că veniturile medicilor de familie vin din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Județeană. În rest, pot exista venituri din servicii medicale cu plată directă de la beneficiar, dar în mediul rural este puțin dificil, deoarece populația nu are venituri. În general, e populație îmbătrânită, adulții sunt plecați ori către urban, ori către alte state și mai avem populație de etnie romă, care la fel veniturile sunt reduse în cazul acesta. O altă problemă gravă la țară o constituie numărul de asigurați. Câți pacienți aveți și dacă toți sunt asigurați? Da. Dacă ați întâlnit și aceste probleme, pentru că unii intră în șomaj, o perioadă deci, o perioadă sunt asigurați, dar după aceea rămân pe din afară, ca să spun așa. Variațiile sunt de la lună la lună. Eu, de exemplu, am 1500 de pacienți asigurați, așa, dar încă aproape 400 care sunt neasigurați, pe care nu ai cum să nu-i vezi la țară și nu poți să faci de să respecti neapărat regula că acești oameni trebuie să plătească, pentru că ei clar nu au de unde. Deci la țară oamenii, cel puțin acum, sunt cei care... Nu sunt, chiar nu au. Cei 400 de neasigurați sunt tineri, bătrâni? Majoritatea, procentajul tinerilor îl depășește pe cei în vârstă. Pe zi cam câți pacienți aveți așa? Păi pe zi, teoretic, ar trebui să avem 20, că asta este regula, da. Dar niciodată nu sunt numai 20, pot să fie și 40 și 50, numai că nu se întâmplă numărul ăsta nu se păstrează zilnic, da. Medicamentele astea și le cumpără? Adică dumneavoastră le dați rețete, da. Dar iau bani să și le cumpere? Cam auzit situații în care medicii prescriau rețete, dar medicamentele erau prea scumpe pentru buzunarul lor. Deci, având în vedere că eu sunt de atâția ani aici, știu și ce posibilitate are fiecare pacient și ne adaptăm. Nu are rost să-i prescriu un medicament foarte scump, pe care eu știu clar că omul nu are cu ce să și-l ia. Și atunci căutăm variante în așa fel încât să îl cumpere și să poată să-și rezolve problema de sănătate. Acești asigurați sau neasigurați au la rândul lor copii, care trebuie consultați atâta timp cât merg la o unitate de învățământ. La țară, copiii au mai puține șanse la o viață sănătoasă. Lipsa acută a cabinetelor de medicină școlară la sate este o altă problemă la nivel național. Ei sunt abandonați bolilor, așa se explică și amploarea epidemiei de rujeolă. Toate statisticile arată că există doar 20 de cabinete de medicină școlară în mediul rural. Acești copii ai căror părinți sunt neasigurați și pe aceștia îi vedeți? Sigur că da, copiii beneficiază de gratuitate până la 18 ani sau până la 26 dacă sunt incluși într-un sistem de învățământ. Haideți să vorbim puțin și despre medicina preventivă la copii în mediul rural. Este o problemă sensibilă. De ce? Pentru că toată lumea știe că există cabinete de medicină școlară în tot ce înseamnă unități de învățământ, de la grădiniță până la liceu și învățământ superior. Dar acestea sunt organizate numai în mediul urban.
În mediul rural nu există cabinet de medicină școlară și atunci aceste servicii de medicină preventivă, precum și educație pentru sănătate, intră în aceeași categorie, ar trebui efectuate de medicul comunității respective, medicul localității. Această activitate se face în baza unui contract pe care primăria ar trebui să-l facă cu medicul de familie, iar medicul de familie să fie plătit pentru această activitate care se face în afara programului de cabinet, de dispensar, și constă în triajul epidemiologic al tuturor copiilor după fiecare vacanță, adică o constatare a stării de sănătate a copiilor atunci când revin după o vacanță în unitatea de învățământ, precum și efectuarea unui bilanț la sfârșit de an școlar, un bilanț al stării de sănătate al copiilor pe toată perioada anului de învățământ. Și aici ne referim și la dezvoltarea lor, copiii trebuie măsurați, cântăriți, da, pentru a aprecia dacă... A aprecia starea de sănătate și a identifica probleme, tulburări care au apărut în dezvoltarea lor și a lua măsuri în consecință. Faceți naveta, să înțeleg. Da. Nu vă este greu? E greu. Când ești tânăr e mai ușor. Apoi e un pic mai greu, dar te obișnuiești. Faceți naveta până la Vâlcea sau până la Horezu? Nu, până la Vâlcea. Până la Vâlcea. Da, da. Adică aici în zonă suntem toți din Vâlcea și facem naveta împreună. E adevărat că este aproape de oraș, dar iarna mă gândesc că este destul de greu. Iarna e foarte greu. Cum este cu transportul? Veniți cu mijloacele de transport sau veniți? Nu, venim, suntem mai mulți colegi. Așa. Da, și mergem cu un coleg. Deci suntem cupla și împărțim cheltuielile automat. O ultimă întrebare, doamna doctor. Ce vă reține să rămâneți în acest loc? Păi m-am obișnuit cu oamenii, îi cunosc foarte bine și ei pe mine. Deci eu cred că pe unii cunosc mai bine decât îi cunoaște familia. Știu cam tot despre ei și... Deci e important pentru un medic și relația umană. Pentru un medic de familie cred că e... Nu întâmplător vă numiți medici de familie. Nu, deci cred că este... ceva foarte important, să se creeze o relație între medic și pacient. Medicina de familie la țară nu mai poate fi mult timp resuscitată, deoarece este deja în moarte clinică. Își asumă cineva răspunderea pentru aceasta și consecințele care decurg de aici? Așteptăm un răspuns cât mai urgent de oriunde ar veni el. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La revedere!